Bună ziua, mă numesc Curăț Aurelian Costin, sunt administrator, membru în Consiliul de Administrație al LSI de SA și director general al Electrocarbon SA. Vă mulțumim că ați venit astăzi și în cele ce urmează voi da citire declarației de presă cu privire la mitingul organizat de societățile LSI de SA și Electrocarbon SA împotriva primarului municipiului Câmpina Moldoveanu Ion. Ca urmare a adreselor primite de către cele două societăți, din partea Consiliului Local Câmpina, prin care ni se solicită acestora achitarea unor sume de bani de aproximativ 80 de milioane de lei, peste 400 de angajați ai LSI de SA și Electrocarbon SA au organizat luni de dimineață un protest prin care doresc să aducă în atenția opiniei publice abuzul de putere exercitat de primarul moldoveanu și majoritatea membrilor din Consiliul Local. Considerăm că motivația vremelnicului primar moldoveanu este una strict electorală, demersul acestuia venind chiar în prag de alegeri locale, iar lipsa vreunei performanțe profesionale în administrarea orașului Câmpina l-a făcut să se erigeze în acest inchizitor plecat la vânătoare de vrăjitoare, în încercarea de a mai obține niște voturi pentru un nou mandat. În demersul nostru de astăzi, dorim să-l informăm pe domnul primar și întreaga opinie publică că această acțiune absurdă nu are niciun temei legal și în realitate nu demonstrează decât lipsa de considerație acestui primar față de sutele de oameni care muncesc și câștigă existența corect, a cărui siguranță financiară este pusă în pericol de o vendetă personală. Care este obiectivul acestei acțiuni? Printr-o hotărâre aprobată de majoritatea fidelă a primarului moldoveanu din Consiliul Local Câmpina, se solicită societăților LSI de SA și Electrocarbon SA achitarea unor sume nejustificate de peste 15 milioane de euro pentru lipsa de folosință a unor terenuri de pe râurile Doftana și Prahova, utilizate conform contractelor semnate de Primăria Câmpina în anul 2013, în baza legii energiei 123/2012. Legea respectivă obligă unitățile administrativ-teritoriale să pună la dispoziție cu titlul gratuit aceste tipuri de terenuri aflate pe albile râurilor în vederea realizării de capacități de producere a energiei regenerabile. În baza acestor contracte, cele două societăți au realizat investiții de peste 100 de milioane de euro, din care 48% din fonduri europene și ajutoare de stat, iar restul de 52% reprezentând contribuții proprii. Activitatea de aproape 20 de ani a acestor societăți, verificate în cele mai mici detalii de reprezentanțe ai Uniunii Europene, care se desfășoară în numai puțin de 30 de localități din România, este în conformitate cu toate normele și standardele naționale și europene în vigoare, cu taxe și contribuții achitate la zi, fără vreo datorie la bugetul de stat. Toate terenurile din cele 30 localități, utilizate în același scop ca cele de la Câmpina, au același cadru legal și nicio altă unitate administrativ-teritorială nu a încercat să fie mai presus de lege, așa cum se întâmplă la Câmpina, condusă de actualul edil. Ipocrizia de care dă dovadă acum primarul moldoveanu este mai mult decât evidentă, în condițiile în care hotărârea Consiliului Local, prin care era aprobat în unanimitate contractul de comodat pentru folosirea acestor terenuri la Câmpina, l-a avut ca președinte de ședință chiar pe domnia sa, pe atunci consilier local. În momentul respectiv, Alin Moldoveanu nu a avut nicio problemă morală cu acest demers. Din contră, chiar a votat pentru. În plus, nici după preluarea mandatului de primar în anul 2020, acesta nu a considerat că municipiul Câmpina ar avea nevoie de aceste terenuri, care se află pe albia râurilor Doftana și Prahova și pe care nu pot fi oricum realizate alte tipuri de investiții decât cele deja existente. Mai mult decât atât, LSI și Electrocarbon s-au restituit încă din anul 2023 către municipiul Câmpina terenurile care sunt afectate de capacitățile de producție, imediat ce municipiul Câmpina a solicitat acest lucru. Având în vedere toate aceste aspecte, precum și cele transmise pe care oficiale de conducerile cele două societăți Primăriei Câmpina, dorim să semnalăm public acest abuz al instituției condusă de primarul moldoveanu și solicităm încetarea de îndată a hărțuirii și atacurilor personale la care suntem supuși noi, toți angajații, familiile noastre și administratorii societăților aflate în vizorul acestui edil.
edil, care cu bună știință induce constant în eroare propriul electorat și opinia publică în general. Vă mulțumim! Ați acționat și în judecată? Da, vom acționa în judecată. Alte măsuri? Acționăm în judecată pentru că nu este normal să avem parte de un astfel de tratament. În condițiile în care noi am respectat întru totul legea, avem contracte semnate în vigoare, au fost legale întocmite în fața notarului și ca atare suntem dispuși să dăm în așa, pentru că în primul rând aduce un prejudiciu societăților. Noi avem clienți, furnizori externi, milizăm foarte mult pe seriozitate, pe calitate, iar în ceea ce s-a întâmplat acum în ultima perioadă, ne pune la mare încercare seriozitatea și credibilitatea noastră, nu numai pe plan intern, ci și pe plan extern. Mulțumim!